Ce frumoasă e Diana! Tare mult mi-a plăcut Diana această seară. Foarte elegantă și rafinată. Îmi place foarte mult de ea. Ați văzut că în seara aceasta au primit concurenții multe cadouri, flori, scrisori și tot felul de poze. Toată lumea a fost foarte fericită. Am văzut inclusiv mamele au primit cadouri și mărțișoare, că tot se apropie 1 martie și astăzi este Dragobetele. Da, vreau să vă zic că Diana a primit un buchet superb, superb de flori. Arată super, așa bine stă cu el în brațe. Și a ținut să le mulțumească, evident, susținătorilor încă o dată și familiei, că cu toții sunt alături și toți sunt mândri de ea. E și normal să fii mândru de așa o fată superbă. Eu zic că e o fată care merită susținută în competiție. Cred că de mult n-am mai avut acest sentiment pentru cineva. Mi se pare extrem de naturală, bine crescută, educată, toate cele. Nu știu, îmi place foarte mult de ea ca persoană. Nu la fel de mult îmi place și de Dani. În schimb, mi-aș dori să iasă poveste frumoasă între ei. Sunt foarte curioasă cum se va derula. Ar face bine să nu dezamăgească încă o dată.